ziua tuturor! Sunt Valeriu Vasilică, reprezint agenția de presă IPN și mulțumesc tuturor celor care au dat curs invitației noastre de a participa sau urmări o nouă ediție din ciclul Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice. Vă amintesc că agenția IPN și Radio Moldova desfășoară acest ciclu cu sprijinul Fundației Diagonale Hanzelă. Ediția de astăzi se intitulează Relațiile Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare în contextul votării sistemului mixt. Salutăm participarea la această dezbatere a domnilor Vitalie Gămurar, purtător de cuvânt al Partidului Democrat de Moldova, domnul Valeriu Ghelețchi, președintele grupului parlamentar al popularilor europeni, Alexandru Bujorean, vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova, Igor Grosu, secretar general al Partidului Acțiune și Solidaritate și domnul Igor Boțan, expert permanent al proiectului nostru. De ce această temă și de ce acest format? Această temă pentru că schimbarea sistemului electoral a constituit timp de mai multe ori și cu siguranță va constitui încă ceva timp înainte, obiectul de interes pentru mai multă lume din Republica Moldova și cu această ocazie trebuie să ne amintim că și promotorii și oponenții schimbării sistemului electoral au fost de acord, sunt de acord că această schimbare constituie un punct de cotitură în istoria contemporană a Republicii Moldova. Este adevărat că fiecare dintre cele două părți are punctul său de vedere asupra încotro se va îndrepta Republica Moldova după acest punct de cotitură, dar faptul că această schimbare constituie ceva important și demn de studiat, de analizat în cadrul dezbaterilor noastre, este un fapt. Această schimbare se pare că a generat și anumite schimbări în relațiile Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare și dacă nu ne putem permite ca în primul caz să spunem că aceste relații s-ar afla la un punct de cotitură, cel puțin nu putem, deocamdată, tot cert este faptul că avem de-a face cu un moment de fie neclaritate, de ezitare, de nedumerire în aceste relații și despre aceasta vorbesc reacțiile pe care le cunoaștem, reacțiile făcute public de instituțiile partenerilor de dezvoltare, în care noțiunile, cuvintele de îngrijorare și nedumerire nu sunt cele mai dure aprecieri critice. Formatul dezbaterii de astăzi sper să ne permită să analizăm calm, echilibrat, profesionist ce se întâmplă în domeniul relațiilor Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare, să încercăm să înțelegem ce avem de făcut cu toții pentru ca aceste relații să nu se înrăutățească, să nu se deterioreze eventual, dar pentru că proiectul nostru are și o componentă instructivă, până a trece la dezbaterea temei propriu-zise, l-aș ruga pe domnul expert Igor Boțan să ne clarifice poate succint în situația în care ar trebui să înțelegem de ce acest domeniu al relațiilor internaționale prezintă interes mare și pentru publicul larg, nu doar pentru clasa politică și nu doar pentru diplomații de profesie, cum este în alte cazuri. Succint, domnul Boțan. Mulțumesc, domnule Vasilică, foarte succint. Eu am în față documentul
demis de comisarii Mogherini și Han, comunicatul de presă, în care ei spun foarte direct că Republica Moldova, atunci când a modificat sistemul electoral, practic a ignorat în totalitate recomandările Comisiei de la Veneția. Acum, de ce este foarte important acest comunicat de presă? Atunci când la 22 februarie 2005 Republica Moldova a semnat cu Uniunea Europeană Planul de Acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană, în acel document minunat exista o explicație în care Uniunea Europeană ne spunea nouă că în procesele democratice, procesele legate de evoluțiile democratice, drepturile omului, Uniunea Europeană va avea drept parteneri Comisia de la Veneția și OSCE, Consiliul Europei și OSCE. Deci, puncte de referință pe problemele democratice din Republica Moldova pentru Uniunea Europeană, care se ocupă mai degrabă de relațiile comerciale, economice cu Republica Moldova, vor fi aceste instituții. După semnarea acordului de asociere, această abordare a rămas în picioare, perfect, logic, legal și așa mai departe. Deci aici, cred că e timpul să pun punctul la această intervenție foarte succintă pentru Uniunea Europeană și vedem și din acest press release al lui Mogherini și Han, Comisia de la Veneția este punct de referință. Republica Moldova a ignorat, potrivit acestui comunicat de presă, în totalitate recomandările Comisiei de la Veneția. Iată cum se caracterizează relațiile noastre cu principalul partener de dezvoltare, Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Bosan. Haideți, pentru că pe tot parcursul dezbaterii noastre vom încerca să definim care sunt relațiile și să venim cu argumente, fiecare cu argumentele sale, propun să o pornim ca și cum de la final, de la sfârșit. Vă rog să formulați opinia dumneavoastră fiecare, cum ați califica la acest moment relațiile și de ce. Domnul Zamorar, vă rog pe dumneavoastră. Vă mulțumesc. De la bun început vreau să spun că proiectul de lege privind modificarea sistemului electoral a fost luat în considerație absolut toate recomandările care au fost făcute de Comisia de la Veneție, despre care și au fost informate structura respectivă. Unica, nu pot să spun recomandare, referitor la oportunitatea modificării sistemului electoral, aici ține inclusiv și de poziția cetățenilor Republicii Moldova. Să nu uităm că Partidul Democrat a adunat peste 850.000 de semnături a cetățenilor Republicii Moldova care s-au expus foarte clar pentru votul uninominal. În urma unui dialog, în urma unui compromis destul de larg în Parlamentul Republicii Moldova, cu votul la 74 de deputați, a fost votat acest proiectul privind sistemul mix. Noi am spus de la bun început și susținem și astăzi, Partidul Democrat nu a refuzat de la ideea sistemului uninominal, dar înțelegând foarte bine că actualmente este vorba de necesitatea găsirii unui compromis și vreau să vă aduc la cunoștință că atunci când să nu fie diferite interpretări referitor la compromis, fiindcă compromisul care s-a expus inclusiv și Comisia de la Veneția în 2013 solicita compromisul să fie în Parlament. Deci s-au auzit voci care spuneau că compromisul trebuie să fie găsit în societate în formă largă. Regula democrației presupune că Parlamentul este cel care se expune în acest sens. De fiecare dată, atunci când... Evident că sunt unele poziții, poate mai din punct de vedere al interpretării, referitor la faptul că Chișinăul sau autoritățile de la Chișinău nu au luat în considerație spiritul recomandărilor făcute de la Comisia de la Veneția, dar nu este așa, fiindcă poate nu a fost până la urmă la cel mai înalt nivel prezentată informația sau nu a fost concepută foarte bine. Noi susținem că în continuare vom duce un dialog cu autoritățile, cu reprezentanții Uniunii Europene, cu inclusiv instituțiile sale specializate, ca fiind partener strategic Uniunea Europeană, inclusiv și Comisia de la Veneția, pentru ca să existe un dialog foarte clar, să existe o poziție, să fie clară ce dorește Republica Moldova și să nu fie creată impresia că aceasta a fost ideea doar a Partidului Democrat. Vreau doar să reamintesc că ideea sistemului reformelor
și anume introducerea sistemului mixt, este o idee care a fost și în 2013 susținută de mai multe partide politice, inclusiv cele extraparlamentare, dar și de anumite reprezentanți societății civile. Cel puțin nu au fost proteste împotriva introducerii în 2013 a unui asemenea sistem. Deci aici sunt, este de discutat, într-adevăr, cu partenerii noștri în continuare, dar noi considerăm că au fost respectate toate regulile democratice în elaborarea și adoptarea acestui proiect de lege. Au fost dezbateri publice, poate a fost pentru prima dată Republica Moldova. Asemenea, dezbateri nu au avut loc nici, cred că, când s-a adoptat Constituția în 1994. Nedorința unor membri societății civile, unor partide, de a participa la aceasta, nu este altceva decât noi considerăm că lipsa unui argument, fiindcă argumentele trebuie să fie de ordin juridic, de ordin tehnic și nu doar de ordin politic. Domnul Dorel, nu vă supărați. O să revenim pe parcurs asupra motivației, dar vă rog să formulați punctul dumneavoastră de vedere. Astăzi, acum, în acest moment, relațiile dintre Republica Moldova și partenerii de dezvoltare sunt mai bune, sunt mai rele, sunt aceleași, a influențat vizibil cumva spre, într-o parte sau în alta, votarea sistemului mixt? Eu n-aș fi vrut să spun că relațiile Republicii Moldova cu partenerii noștri strategici s-au înrăutățit. Este probabil că o perioadă, o pauză acum care s-a făcut și noi am spus că dorim să discutăm, ducem discuțiile în continuare cu ei, pentru inclusiv și de a invita la Chișinău, pentru a prezenta informația veridică și pentru ca să vadă într-adevăr real ce are loc în Republica Moldova. Da, este o mică neînțelegere, a fost probabil că și influența, că a fost influențate și structurile europene printr-o anumită informație care privește un punct de poziția a unor structuri, a unor partide, dar eu consider că nu este nimic pierdut și din toamnă lucrurile se vor restabili. Mulțumesc. Pentru cei care nu cunosc, la dezbaterea de astăzi participă doi reprezentanți ai punctului de vedere pro-schimbare și doi reprezentanți ai punctului de vedere oponentă schimbării sistemului electoral. Haideți să mergem pe principiul crucii de săbii. Domnul Bujorean, la ce etapă, în ce loc se află relațiile Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare în contextul votării sistemului nou electoral? Mai bune, mai rele? Evident că mai rele. Partidul Liberal Democrat din Moldova se declară profund îngrijorat de situația în care s-a pomenit țara noastră în urma votului, i-aș putea spune, de interes îngust care a avut loc în iulie curent, în urma căruia 74 de deputați, în mare parte reprezentanții Partidului Democrat și Partidului Socialiștilor, au votat sistemul mixt, care are de fapt o menire unică de a menține aceste partide la guvernare. PLDM este partid membru în familia Partidului Popular European, care este de fapt și cel mai numeros partid din Parlamentul European. Iată de ce am urmărit cu mare interes, dar și cu profundă îngrijorare, declarațiile președintelui PPE, domnul Joseph Dol, și declarațiile președintelui Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, domnul Hans Van Balen. Acești doi înalți oficiali europeni, de fapt, au condamnat acțiunile acestei majorități și au condamnat sistemul mixt. Eu să citez ceea ce au solicitat PPE și ALDE, instituțiilor europene, inclusiv Serviciul European de Acțiune Externă, Consiliul Europei și Comisiei Europene inclusiv. Să evalueze imediat declinul statului de drept și a standardelor democratice în Republica Moldova, să oprească orice finanțare din partea UE, să aplice cea mai strictă condiționalitate pentru orice asistență financiară viitoare și să reevalueze cât mai curând posibil acordul de asociere a Uniunii Europene și Republicii Moldova. Toate aceste solicitări sunt, până la urmă, catastrofale pentru țara noastră, dar îndeosebi, cred că punctul ce ține de reevaluarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunii Europeană. Pentru că, spre mare regret, reprezentanții PD și PSRM nu au nici cea mai vagă închipuire cât efort intern și extern a Cădoriță a depus Partidul Liberal Democrat pentru ca acest acord să fie semnat și în rezultat să fie ratificat. A fost o muncă enormă și desigur că dacă va fi reevaluat acest acord, vor avea de suferit în primul și în primul rând oamenii de rând. Deci, relații mult mai rele. Dumneavoastră, domnule Grescu?
Eu cred că relațiile dintre autoritățile Republicii Moldova și partenerii de dezvoltare sunt într-un cadru politic normal. Evident că după ce a fost adoptat votul mixt, acest lucru a generat o reacție mai critică din partea structurilor europene, dar eu nu văd nimic grav în această reacție. Eu nu știu dacă domnul Boțan a citat chiar așa de corect. Recent nu am revizuit acest comunicat al domnului Han și doamnei Mogherini, dar nu știu dacă acolo sunt cuvintele acestea, au ignorat în totalitate avizul Comisiei de la Veneția. Pentru că direct contrar recentelor recomandări. Bine, asta... Direct contrar. Ok. Direct contrar. Nu în totalitate. Eu înțeleg detaliile contează. De asta spuneam. Când spune cineva că au ignorat în totalitate, lucrul acesta nu putea fi făcut. Cer iertare. Direct contrar. Eu nu știu ce e mai puternic. Direct contrar sau în totalitate? Pe rând, vă rog. Ceea ce vreau să spun este chiar și discuția care are loc la această masă arată că este o discuție liberă, democratică, relațiile noastre cu partenerii europeni de asemenea se desfășoară pe un făgaș liber, democratic, în condiții normale. Noi am mai avut situații când au fost opinii critice din partea europenilor, ele evident trebuie analizate, dar de asemenea este important ca și ei să audă vocea noastră, de ce am făcut ceea ce am făcut. Deci eu nu dramatizez ceea ce s-a întâmplat, sau să zic, această reacție critică din partea structurilor europene. Am mai spus și cu alte ocazii, cred că e nevoie de mai multă comunicare. Prin această comunicare, partenerii de dezvoltare ar trebui să se convingă că prin modificarea codului electoral noi nu am atentat la principiile democratice, nu am atentat la statul de drept. Aceste lucruri sunt mult mai importante pentru Consiliul Europei, pentru Uniunea Europeană. Urmează să vedem cum vor fi formate circumscripțiile, urmează de asemenea să vedem cum va fi aplicat acest sistem electoral, pentru că acest lucru este mult mai important. Când vor veni alegerile parlamentare, nu contează pe urmă ce sistem ai, dacă el este aplicat în condiții, adică concurenții electorali sunt puși în condiții inegale, evident că vei fi sancționat pentru aceasta. Toți concurenții trebuie să fie puși în condiții egale, toți se participe și se joace după aceleași reguli și atunci lucrurile acestea pot și vor fi depășite. Acum, în ce privește declarațiile făcute de domnul Bajoreanu, eu înțeleg, dar uitați-vă, am fost împreună în PRDM. Noi am promovat în programul nostru electoral sistemul mixt. Când astăzi Partidul Liberal Democrat face aceste declarații, apropo, în avizul Comisiei de la Veneția este menționat acest lucru, că deși unele partide au promovat sistemul mixt, astăzi se distanțează sau se pronunță împotriva acestui sistem mixt. Lucru din nou oglindit în avizul Comisiei de la Veneția. Bun, e o poziție politică, probabil, care și are justificarea ei, ținând cont de condițiile în care se află astăzi Partidul Liberal Democrat, dar din urmă ar trebui să generalizăm și să spunem că Partidul Popular European, ALDE, sunt în întregime împotrivă. Da, liderii acestor partide s-au pronunțat, dar și Partidul Popular European. E o familie a Partidelor Populare Europene. Sunt alți care au alte opinii. Cunosc acest lucru din cadrul Consiliului Europei. Sunt membru al grupului parlamentar popular european din adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Nu toți împărtășesc acest punct de vedere exprimat de domnul Dor. E și acolo democrație, minte, libertate. Revin la ceea ce spuneam la început. Eu cred că relațiile se desfășoară într-un cadru politic normal. E nevoie de mai multă comunicare. Prin această comunicare ar trebui și noi să înțelegem îngrijorările partenerilor europeni, dar pe de altă parte și ei ar trebui să înțeleagă ce facem și de ce facem ceea ce facem. Mulțumesc. Deci cadru de dialog normal. Domnul Grosu, dumneavoastră. Mulțumesc. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este foarte simplu. Deci Moldova, dintr-o poveste de succes sau un exemplu de succes în Estul Europei, noi am devenit pentru partenerii noștri de dezvoltare, în special pentru Uniunea Europeană, o durere de cap și o mare dezamăgire. Asta trebuie să o spunem franc și să nu încercăm să explicăm prin proasta comunicare, prin defectuoasa comunicare. Comunicarea este foarte bună și gradul de înțelegere a partenerilor noștri de dezvoltare este foarte treaz, da, la zi. N-a ajutat la această bună comunicare nici desantul celor trei, Plahotniuc, Filip și Candu, la Bruxelles, în încercarea de a-i convinge pe europeni că tot ce se face aici se face într-un binele cetățenilor și vectorul european. Și de dovadă sunt pozițiile foarte clare, poate bine, unii politicieni la noi sunt obișnuiți cu termeni mai suburbani atunci când se dau aprecieri, dar diplomația europeană presupune totuși un,
un pic de decență și pentru cei care vor să înțeleagă, înțeleg foarte bine și din tonalitatea care au avut-o cei doi comisari și familiile europene, politice și așa mai departe. Relațiile s-au deteriorat pentru că europenii, spuneam, au înțeles că guvernarea de la Chișinău a încercat, deocamdată i-a reușit pe o perioadă de timp să-i ducă în eroare, să zicem așa, mai politicos pe partenerii de dezvoltare, fluturând de fiecare dată cu liste de legi aprobate, cu mecanisme, la fel cu asistența europeană. Dar europenii au înțeles foarte clar că, dincolo de aprobarea, adoptarea unor legi negociate, mai este noțiunea de stat de drept, instituții capturate, manipulare, și apoi, credeți-ne, ei tot văd că prioritatea cetățenilor acestei țări nu este, chiar și din sondajele comandate de unele partide politice, n-a fost schimbarea sistemului electoral. Prioritățile sunt foarte clare, este nivelul de trai, este corupția, deci sunt probleme cu care se confruntă cetățenii noștri zi de zi. De aceea, repet, nouă ne va fi foarte complicat să restabilim această încredere, pentru că în final, chiar dacă sistemul electoral, toată lumea înțelege și cei prezenți în sală și cei care ne privesc, a fost modificat pentru a asigura supraviețuirea Partidului Democrat, aici e clar ca bună ziua, s-a pus în pericol, de fapt, bunăstarea și vectorul european a cetățenilor noștri. Aici, cu asta s-a riscat. S-a preferat să se asigure că vor supraviețui după următorul scrutin, în detrimentul bunăstării cetățenilor Republicii Moldova. Noi va trebui să depunem un efort substanțial pentru a redresa lucrul ăsta, pentru a recăpăta încrederea, pentru că, credeți-mă, Moldova nu este centrul universului și Uniunea Europeană și partenerii de dezvoltare au și alte probleme și alte conflicte, țări mult mai problematice decât Republica Moldova. Vedeți Ucraina, vedeți Siria, vedeți Turcia și așa mai departe. Deci noi va trebui să fim foarte convingători, în special după 2018, pentru că eu, sincer vorbind, nu văd cum până la alegerile parlamentare următoare s-ar schimba la față guvernarea. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnul Grosu. Domnul Moțan, ce credeți că ar trebui să înțeleagă cetățeanul care ne urmărește acum în direct și a ascultat mesaje într-un fel cu conotații opuse, de la cadrul normal, domnul Chilețchi, la înrăutățirea substanțială și deteriorarea relațiilor, celălalt punct de vedere. Ce ar trebui să înțeleagă? Cum ar trebui să se descurce într-o asemenea diversitate de păreri? Bună întrebare. Eu cred că, până la urmă, cetățeanul va trebui să răspundă la întrebarea: este în favoarea lui, a cetățeanului, această schimbare sau nu? Pentru că sistemul electoral a fost schimbat. Totuși, cetățeanul, care în Republica Moldova, de bine de rău, este educat, el trebuie să-și pună întrebări. Dacă Partidul Democrat spune că i-a făcut un bine cetățeanului și explică cum i-a făcut acest bine, cetățeanul trebuie să se convingă, într-adevăr, așa sau nu e așa. Am tot respectul pentru domnul Gămurar, vorbește coerent dacă pornim de la ceea ce urmărește Partidul Democrat și hai să facem un exercițiu împreună. În primul rând, schimbarea sistemului electoral ne-a fost prezentat ca o inițiativă personală a liderului acestei formațiuni. Și domnul Gămurar și fruntașii Partidului Democrat trebuie să ne spună cum o inițiativă personală a unui politician foarte influent a devenit subiect de discuție la nivel național, discutat în Europa și așa mai departe.
care sunt motivațiile pentru ca astfel de lucruri să se întâmple. Și aici să vină, să recurgă la logica formală. Dacă la lansarea sistemului ne spunea că 80%, eu citez, susțin acest sistem, peste două luni, în luna mai, ne spuneau că deja îl susțin 40%, ultimul sondaj efectuat de IMAS ne spune deja 30%. Deci cum o campanie de câteva zeci de milioane de lei, promovată destul de activ, a avut un efect exact invers. Și acum cetățenii trebuie să se întrebe, de exemplu, prin metafore, iarăși, cred că de data asta metafora va fi acceptată și de doamna Ghelețchi, să admitem că pe noi ne presează Uniunea Europeană să fim ecologiști. Și să admitem că în Republica Moldova avem 40% de automobiliști cu volumul motorului de 1,6 litri. Se pune la votare. Trebuie să schimbăm automobilele sau nu? Și ni se va spune. Cei care au automobile cu 1,2, adică sunt mai ecologice, sunt 25%. Cei care au automobile, sunt bogați, cu 2 litri, sunt 35%. Împreună cei care vor schimbarea, sunt 60%. Da? Acum, ei ne spun exact acest lucru. Iată, pentru sistemul actual sunt 40%. Pentru celelalte două separat, împreună sunt cât acolo? 54%. Și ei spun, vedeți, oamenii vor schimbare. Iată, această logică pe care o promovează Partidul Democrat, eu înțeleg motivația lor. Dar mie mi se pare, oricum, stimați jurnaliști și cetățeni, mie mi se pare că recurgerea la astfel de instrumente este neonestă. Și din acest punct de vedere, eu cumva protestez împotriva violării bunului simț. Eu nu cred că aceste argumente sunt serioase. Păi nu pot să faci așa. Iată ceea ce vă pot spune eu la întrebarea respectivă. Mulțumesc. Dacă aș fi ecologist și dacă exact sistemul electoral l-am transpune pe volumul motoarelor. Păi eu cred că asta într-adevăr. Sper că cetățeanul a înțeles puțin mai mult decât până acum. Da, ok, se speră. Eventual, dacă nu vrea să folosească nimeni dreptul la replici la comentarii, mergem mai departe. Vă rog, domnul Grosu vorbea despre faptul că a fost o istorie de succes, acum nu mai suntem. Domnul Grosu, această retorică era promovată de Partidul Comunist când eram împreună la guvernare, eram împreună într-o echipă cu dumneavoastră, adică până la urmă nu e nimic nou sub soare. Înțelegem că noi trecem într-o perioadă mai dificilă, sunt mai multe argumente sau explicații de ce trecem prin această perioadă dificilă, de ce dintr-o istorie de succes ne-am transformat în vorbă, în cuvintele dumneavoastră, o bătaie de cap. Eu nu cred că suntem o bătaie de cap. Dacă privim în general tabloul politic din lume astăzi, vedem foarte multe turbulențe. Viața în general, dar cea politică în particular, totdeauna este dinamică. Niciodată nu ai o perioadă de liniște de vacanță. Chiar faptul că astăzi, fiind în vacanță, suntem la această dezbatere, dovedește o dată în plus că, de fapt, viața politică niciodată nu se oprește niciodată. Noi nu suntem. Bun, astăzi nu sunteți, vorbesc despre Parlament, că este în vacanță, nu contează. Până la urmă, este o regulă generală în lume, că există și o anumită vacanță, dar, din nou, se arată că și în vacanță nu poți fi în vacanță. Și apoi, un alt element foarte interesant, adică ceea ce mă miră pe mine este acest aspect. Declarațiile acestea pe care le faceți dumneavoastră și ele, pe de-o parte, sunt înțelese. Pentru orice opoziție, cât mai rău, cât mai bine. Dar dacă e să ne uităm așa, eu mă gândesc chiar și declarațiile făcute de domnul Dol, de cei de la ALDE, ele pe undeva se suprapun cu declarațiile făcute de domnul Dodon, în spatele căruia stă Putin. Noi trebuie să înțelegem că există o anumită politică reală, adică noi, de fapt, ce vrem pentru Republica Moldova? Noi ne gândim la binele Republicii Moldova. Păi Dodon a votat cu dumneavoastră. De cine îl imputați nou dacă Dodon a votat cu dumneavoastră? Ați votat cu Dodon împreună. Dumneavoastră folosiți aceeași retorică ca și el. Nu este partenerul dumneavoastră de guvernare. Nu ne-l băgați nou, vă rog frumos. Și încă ultimul argument, ultima replică. Dumneavoastră spuneți pentru supraviețuire. În 2013, când împreună eram, am votat sistemul mix pentru supraviețuire. Noi nu am fost împreună, nu vă spărați, chiar nu am fost împreună. Dar cu cine ați fost? 2013, lăsați. Dar cu cine erați? Dumneavoastră votați atunci împreună cu PD-ul, votați cu PL-ul. Nu mă întreb, atunci când eram într-o echipă și am votat în 2013 pentru supraviețuire, cu l-am votat. Nu mă întrebați pe mine, vă rog, eu în 2013. O replică, domnul Jorea? Ca și replică, cât ca și precizare. Dumneavoastră, destul de corect, domnul Ghelețe, ați menționat că PLD mi-a promovat cândva sistemul mix de vot, dar ar fi bine să menționați și în ce perioadă a început să-l promoveze. Este vorba despre anul 2008 și personal m-am implicat într-un raion ca să colectăm câteva mii de semnături în susținerea acestui sistem.
În acea perioadă nu exista în Republica Moldova o anumită suspiciune, așa cum a numit-o Comisia de la Veneția, ca cercuri economice să influențeze votul deputaților sau alegerea acestora. Și sunt absolut sigur că dacă în 2008 ar fi fost implementat acel sistem de vot la acea perioadă, probabil mulți exponenți a Partidului Democrat și Partidului Socialist astăzi nu era să cunoască cum arată Parlamentul din interior. Dar faptul că acești oameni sau unii oameni din astfel de categorie au ajuns în Parlament, ca și în legea pieții, au dat o cerere. Și atunci când este cerere, este și ofertă. Și acea ofertă, spre regret, au fost unii deputați. Mulțumesc mult! Vorbeam la început despre reacția partenerilor de dezvoltare la ce s-a întâmplat. Evident, aceasta este o primă reacție, ca să zic, forma teoretică a primei reacții. Evident, tot atât de evident este că partenerii de dezvoltare vor avea și reacții mai concrete, mai materializate, eventual după dialog, cum zice domnul Gamurar, după clarificări, cum spune și altă lume, doar că în societate circulă deja, nu știu când vor exista aceste reacții materializate, în societate circulă deja anumite variante de reacție a partenerilor de dezvoltare la ceea ce s-a întâmplat. Și vă îndemn acum, departe cu gândul de a produce speculații suplimentare, iarăși, din punctul meu de vedere, ar fi bine să ajutăm cetățenilor să se clarifice în acele variante care se vehiculează. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum pot reacționa partenerii de dezvoltare și aș începe cu un șir de variante pe care, zic, le-am auzit eu personal, vehiculate suficient de mult. De exemplu, partenerii de dezvoltare ar putea accepta cu înțelegere situația creată, ar putea asista asistența macrofinanciară, ar înainta condiționalități mai dure, ar solicita revaluarea acordului de asociere, ar anula regimul de vize, pentru că și despre asta se discută. Las acest șir deschis la discreția dumneavoastră să-l completați sau să reveniți la fiecare dintre aceste scenarii. Domnul Ghilețchi, vă rog, dumneavoastră. Eu cred că votarea sistemului mixt va duce la anularea asistenței macrofinanciare. Am spus acest lucru înainte de votul care a avut loc în Parlamentul European și unii colegi sau reprezentanții partidelor politice care sunt astăzi la masă spuneau atunci că nu va fi acordată această asistență. Am văzut că Parlamentul European a votat, am fost la Bruxelles, m-am întâlnit cu ei, puteam anticipa că acesta va fi votul. Nu cred că, de asemenea, va fi anulat regimul liberalizat de vize, nu cred că se va ajunge la revizuirea acordului cu Uniunea Europeană. Există temeiuri pentru a revizui acest acord. La drept vorbind, dacă era putea fi revizuit din punct de vedere economic, pentru anumite avantaje a Republicii Moldova, lucrul acesta ar fi binevenit. Din punct de vedere politic, nu văd niciun temei de ce s-ar ajunge la revizuirea acordului, o cerință care este, din nou, înaintată de Federația Rusă, este înaintată de domnul Dodon, de ce partenerii europeni ar merge pe această cale. Și apoi să nu uităm că schimbarea sistemului de vot nu înseamnă lipsirea cetățeanului de dreptul de a vota. Și acest lucru este fundamental pentru orice societate democratică, pentru Consiliul Europei, organizații care monitorizează alegerile, este extrem de important ca cetățenii țării respective să aibă libertatea să-și exprime votul așa cum consideră ei. Atunci când asigur garanția exprimării libertății votului, nu văd o problemă. Nu ține de sistem, ține de libertatea în ziua votării. Până la votare, toți concurenții electorali să-și poată întreprinde sau face campanie electorală așa cum consideră ei, să poată ajunge la cetățeni cu mesajele pe care le consideră importante, ca oamenii, analizând toate aceste mesaje, până la urmă să iau o decizie în favoarea dezvoltării țării. Mulțumesc. Domnul Grosu, dumneavoastră. Da, mulțumesc. Eu n-am să mă dau în speculații și presupuneri care vor fi sancțiunile eventuale sau care va fi, cumva se va schimba atitudinea la modul practic a Uniunii Europene, a partenerilor de dezvoltare. Sigur că scenariile care dumneavoastră le-ați enunțat aici sunt foarte nocive pentru Republica Moldova.
după atât efort depus din 2008-2009 încoace, ar fi o lovitură foarte serioasă pentru așteptările noastre integraționiste în europeană și așa mai departe. Totodată vreau să menționez că cred eu că Uniunea Europeană va avea o atitudine mult mai rezervată față de tot ce comunică Chișinău, în special ce comunică guvernarea. Pentru că toată retorica guvernării deci nu este credibilă. Haideți să vă dau un exemplu. Dacă vorbim despre sistemul electoral, da? Ni se spune că cetățeanul va avea ocazie, va avea o posibilitate să voteze liber, nestingherit și așa mai departe. Și se vorba aceea, diavolul în detalii. De exemplu, cu cât ardoare s-a insistat ca nou alesul poporului pe circunscripție să fie dintr-un singur vot. Deci imaginați-vă într-o societate, într-un singur tur. Imaginați-vă într-o societate unde avem două partide cu resurse administrative, în special unul avem cel mai mare cu resurse administrative, Partidul Democrat, care a reușit prin șantaj, prin corupere, fără nici și ultimii președinți de raioane care mai erau, sunt deja în solda lor, primare cu sutele, iarăși cu aceleași metode, instituții capturate, mass media în proporție de 80% controlată de această formațiune, televiziunea națională, cu tot respectul care ați văzut din ultimile date, aparițiile la aceste instituții publică, la fel favorizează guvernarea. Deci noi nu avem cum să asigurăm în condițiile actuale un proces electoral corect, așa cum ne spun colegii de la guvernare. Nu este posibil. Și atunci, cetățeanul nostru trebuie să înțeleagă un singur lucru, că Partidul Democrat, pe de o parte, ne servește nouă gogoși spunând că pericolul nu este aici, pericolul este în exterior. Și ne spune, spre exemplu, propaganda rusească. Da, a devenit la modă de la o vreme, să luptăm cu dușmanul în exterior. Și ne spune propaganda rusească. Paradoxul este că liderul acestei formațiuni este proprietarul unui canal de televiziune rusesc care propaganda rusească și aduce în țara asta. Da? Unde minutul de publicitate ajunge la mii de euro. Și atunci eu mă întreb despre care propagandă vorbește Partidul Democrat. Deci, per total, cetățeanul trebuie să înțeleagă că este o campanie de manipulare fără precedent, în care se încearcă să se deturneze atenția de la problemele reale. Și ca să nu rămân cu noțiunea de problemele reale, am să menționez una. Reforma sistemului de pensii, deci care s-a trâmbițat extraordinar de mult. S-a spus că 40% o să fie majorate pensiile. Dar este un eșec. Mai vorbesc acum ceva pe deo despre această reformă. Nu mai vorbește nimic. Reforma în domeniul sănătății. Iarăși, nici la câteva minute de la lansare au bătut în retragere. Deci noi nu vedem o agendă clară pentru cetățeni. Au comasat câteva ministere. 1+1+1 nu dă tot timpul o sinergie. Da? Din trei ministere au făcut un singur minister. Nu e asta sinergia. Nu simte cetățeanul nostru lucrul ăsta. Majorările salariale care le intenționează din septembrie și așa mai departe, le mănâncă inflația la nivelul care și le propun. Întoarcerea miliardului, mai vorbește cineva despre lucrul ăsta. Da, ni se spune de o cifră, chipurile ar fi fost recuperate, dar este de fapt sunt activele acestor bănci care au fost scoase la vânzare, mese, mașini, vedeți cât ieftin pot să-și cumpere acum cineva un automobil de la aceste bănci. Deci, cu alte cuvinte, și Uniunea Europeană, și cetățenii, în marea lor parte, foarte bine înțeleg. 850.000 de semnături, nu știm cum au fost colectate, în special de la bugetari. Avem 200.000 de bugetari, cel puțin în sistem, înmulțiți la 3, pentru că au și familii. Deci, iată, s-au primit cam pe aici cifra celor care, volens, nolens, au fost forțați să semneze, fiind în pericolul să-și piardă serviciul sau confortul în care se află. Mulțumesc, domnul Gaurari, punctul dumneavoastră de vedere asupra eventualelor reacții ulterioare.
Înainte de a mă expune referitor la eventualele reacții, vreau să atrag atenția asupra unui termen care este folosit destul de des și aici vorbesc inclusiv ca specialist în dreptul internațional. Atunci când vorbim despre sancțiuni, să fie foarte clar, fiindcă cu regret în societatea moldovenească a intrat această tradiție, să-i spun în sens rău al cuvântului, când tot ce a făcut Federația Rusă față de Republica Moldova s-au numit sancțiuni și embargouri și acum se vorbește despre anumite sancțiuni în partea Uniunii Europene. Sancțiunea este o normă de răspundere prevăzută de dreptul internațional public care presupune că statul și-a încălcat o obligație contractuală, convențională, fie cutumiară. Deci ce a făcut până acum Federația Rusă nu este altceva decât schimbarea regulilor de joc și nu sunt embargouri. Embargouri tot este o formă de sancțiune care poate fi impusă doar de către organizații internaționale competente, cum este Organizația Națiunilor Unite sau cele specializate în domenii respective, Organizația Mondială a Comerțului, de exemplu, sau în contextul dat, Uniunea Europeană nu poate fi considerată ca sancțiuni. De exemplu, revizuirea acordului de asociere este o temă care este iarăși simplificată. Și aici domeniul meu de specializare și pot să vă spun că revizuirea unui tratat internațional, iar acordul de asociere nu este altceva decât este un tratat internațional, reglementat de prevederile Convenției de la Viena din 1969 privind dreptul tratatelor internaționale. Revizuirea poate avea loc doar în baza așa cum a fost semnat, negociat. Deci iarăși este nevoie de statele membre ale Uniunii Europene, este poziția Parlamentului European și este poziția Republicii Moldova. În contextul în care nu au fost încălcate prevederi exprese și nu prevederi politice despre care azi se vorbește, fiindcă declarațiile care sunt făcute de unii parlamentari, europarlamentari, cu tot stima și respectul, sunt declarații politice ale unor partide politice. Deci nu este poziția Parlamentului European. Noi am văzut că și iarăși se vorbește despre stoparea macrofinanțării celor 100 milioane de euro. Iarăși a fost condiționată, dacă nu mă greșesc, 20 de puncte, 20 de condiții au fost impuse. 30. Deci nu sunt chestiuni politice, sunt tehnice și juridice, economice, care sunt discutate și care sunt prezentate și puse în aplicare. Ridicarea regimului de viză sau, iarăși, este o stabilire sau liberalizare regimului de viză, prevede anumite obligațiuni din partea autorităților de la Chișinău. Este vorba de combaterea traficului ilegal de ființe umane, de combaterea migrației ilegale, deci lucruri care sunt foarte bine cunoscute. Republica Moldova este și parte la principalele convenții internaționale în acest domeniu. Și refer unul din exemplu, Convenția din 61 de la Geneva privind statutul refugiaților. Deci aici iarăși este vorba. Atunci când vor fi probele concrete că Chișinău nu-și îndeplinește obligațiuni în acest sens, atunci poate fi vorba de formă de sancțiune ca ridicarea acestui regim. Deci lucrurile astea trebuie să înțeles foarte clar, că sancțiunile nu țin doar de aspectul politic sau mai puțin de fază de aspectul politic, deci încălcări concrete care pot fi prevăzute. Deci atât câteva exemple care sunt foarte clar și care trebuie să fie înțelese, fiindcă schimbarea, adoptarea acestei legi privire la modificarea sistemului electoral ține de dreptul suveran al Republicii Moldova cu luarea în considerație tuturor recomandărilor. Au fost discutate, cel puțin, toate recomandările făcute de Comisia de la Veneția, care este o instituție specializată în acest sens. Mulțumesc mult, domnul Bosan. Punctul dumneavoastră de vedere privind eventualele reacții ulterioare ale partenerilor de dezvoltare și cum ar fi pregătit cetățeanul pentru scenariile despre care spuneam și care spuneam că se vehiculează pe larg în societate? Eu cred că noi întotdeauna trebuie să pornim de la faptul că Uniunea Europeană este o uniune de state și o instituție foarte, foarte serioasă. Din 2002, Uniunea Europeană ne-a explicat cum funcționează și noi suntem în așteptarea că Uniunea Europeană întotdeauna se ține de propriile obligațiuni. Noi știm că pentru Uniunea Europeană cel mai important lucru în raport cu Republica Moldova, Ucraina, Caucazul de Sud, este problema, hai să spunem așa, securității și stabilității la hotarele Uniunii Europene. De aceea, în pofida faptului că Republica Moldova deraiază de la propriile obligații, Uniunea Europeană ne va trata, cred că, cu indulgență. Ne va trata cu indulgență, dar asta nu înseamnă că Republica Moldova nu va avea de pătimit de pe urma deraiajului de care dă dovadă. Acest comunicat de presă semnat de cei doi comisari arată care este atitudinea față de Republica Moldova. Și în documentul
care a fost remis de Parlamentul European, se spune foarte clar la ce servește această asistență macro-financiară și cum ea, această asistență, este motivată. Deci, de la Republica Moldova se așteaptă ca să-și facă regulile în managementul financiar, să lupte împotriva corupției și spălării banilor, să depolitizeze instituțiile care le-a politizat, să asigure o justiție independență, să asigure independența mass media. Deci noi, dacă trecem pe puncte la aceste condiționări, vedem că avem restanțe, ca de obicei, legi extrem de bune, aplicare așa cum convine structurii care controlează aceste instituții. Cu toate acestea, eu nu cred că Uniunea Europeană va lipsi Republica Moldova de suport financiar. Pe viitor, asta va avea un impact foarte negativ asupra Republicii Moldova. Noi nu știm, nu putem intui cum, care va fi acest impact negativ. Noi, ca și cetățeni, ce vom simți? Noi vom simți că țara noastră se scufundă tot mai mult, că oamenii pleacă, că investiții nu vin. Și atunci când se spune că Uniunea Europeană nu este bine informată și este dezinformată de opoziție de la Chișinău, mie nu-mi vine a crede. Uniunea Europeană are reprezentanță permanentă aici. Toate țările, practic cele mai importante țări ale Uniunii Europene, au ambasade aici. Cine și cum își închipuie cei care spun că Uniunea Europeană este dezinformată, că informația oarecum este distorsionată de către cineva? Mie mi se pare că aceste lucruri sunt absolut neserioase. Părerea mea este că autoritățile Republicii Moldova folosesc la maxim contextul politic în care se află regiunea. Da, relațiile proaste dintre Statele Unite și Federația Rusă, relațiile care lasă mult de dorit între Uniunea Europeană și Federația Rusă, Ucraina și Republica Moldova, care cumva este într-o situație care îi permite să jongleze. Cel mai interesant lucru pentru experții europeni, pentru diplomați cu care se întâmplă să vorbesc, ei nu înțeleg cum poate în același timp schimbarea sistemului electoral să favorizeze și Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, care chipurile sunt antagoniste. Partidul Socialiștilor îi conving pe toți că doar schimbarea sistemului electoral le asigură victoria absolută și deci schimbarea cursului spre integrare euroasiatică, la care europenii spun, băi, dacă alegerile ar fi libere și corecte, chiar așa ar trebui să se întâmple. Pe de altă parte, noi vedem un alt punct de vedere care spune, dar nu e chiar așa. Și nu chiar așa se poate întâmpla dacă alegerile nu ar fi libere și corecte. Și aici apare întrebarea cheie pentru instituțiile europene. Dacă se presupune în avans că Partidul Socialiștilor în sistemul mixt nu poate câștiga din cauza alegerilor nelibere și corecte, atunci ce susține Uniunea Europeană și instituțiile europene? Iată unde este principala problemă. Plus, lucrurile care sunt distorsionate, că cetățenii susțin schimbarea sistemului electoral. Toată lumea a văzut în ultimul sondaj că majoritatea cetățenilor, majoritatea relativă, exact așa cum veți vota în circumscripția uninominală, susține precedentul sistem proporțional. Iar dacă după vot raportăm logica Partidului Democrat la ceea ce s-a schimbat, păi acum încă mai mulți cetățeni ar dori schimbarea sistemului electoral, pentru că doar 17% susțineau sistemul mixt. Deci acum, dacă facem exact cum făceau ei, adunăm cei care sunt pentru sistemul proporțional 40 și cei care sunt pentru sistemul mixt 30, avem nu 54 în favoarea schimbării sistemului electoral, dar mai mult de 70. Deci acest joc de logică mie mi se pare nedemn de, hai să spunem așa, de oameni, de politicieni serioși. Iată de unde vin toate problemele. Ele sunt, cum se zice, digerabile și pentru simplul cetățean. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Boțan. Spuneam la început că ziua votării sistemului mixt este perceput cam de toată lumea drept un punct de cultură. Spuneam că promotorii și oponenții schimbării sistemului electoral au puncte de vedere asupra ceea ce se va întâmpla după acest punct de cotitură. Aș vrea să vă expuneți dumneavoastră toți punctele de vedere asupra
ce se poate întâmpla după acest punct de cotitură și, foarte important după mine, cum poate influența cetățeanul, societatea, această mișcare după acest punct de cotitură. Haideți să ne echipuim ipotetic că Comisia Europeană, conform atribuțiilor care îi revin, va include subiectul relațiilor UE-Republica Moldova pe agenda Parlamentului European. Domnul Boțan deja a dat exemplu la două reacții unor doi comisari destul de importanți, doamna Mogherini și domnul Hahn. În cazul dat, acele reacții politice, așa cum au fost numite ele oficialilor sau politicienilor europeni, care de fapt dețin majoritatea în Parlamentul European, se pot transforma într-o decizie concretă, prin vot inclusiv. Noi nu vorbim astăzi despre anularea acordului de asociere. Asta ar fi o catastrofă și o reîntoarcere a noastră în trecut cu mulți, mulți ani, poate chiar și cu zeci de ani. Dar vorbim despre ceea ce cer acești oficiali, și anume reevaluarea acestea. Eu să mă expun doar la trei aspecte care, până la urmă, țin de trei acorduri componente acordului de asociere. În primul rând, mă refer la aspectul economic, pentru că suntem probabil cea mai săracă țară din regiune și acest lucru ne va afecta pe noi direct. În cazul în care Uniunea Europeană va revedea acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător, atunci agenții economici locali din Republica Moldova vor avea parte de proceduri mai riguroase și chiar mai dificile de ieșire pe piața europeană. Eu o să vă dau câteva cifre pe care le-a publicat Ministerul Economiei. În anul 2016, exporturile de mărfuri pe piața Uniunii Europene au însumat 1.332.400.000 dolari, cu 9,4% mai mult față de anul 2015, ceea ce presupune o pondere de 65,1% din totalul exporturilor țării noastre, ceea ce însumează 55% în raport cu anul 2014, care era 55%. În aceeași perioadă de timp, țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 23,3%. Noi suntem conștienți că acum, când relațiile cu Federația Rusă au luat o altă întorsătură, evident că ponderea produselor noastre pe piață estică va fi evident și mai mică. Al doilea aspect vizează acordul privind spațiul aerian comun. Acesta a fost semnat pe 26 iunie 2012 în cadrul reuniunii oficiale Consiliului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană. De fapt, ce presupune acest lucru? Noi suntem o țară care avem peste 1 milion de migranți. De fiecare dată când un cetățean al nostru procură un bilet de avion la un preț redus, el beneficiază direct de prevederile acestui acord. În cazul în care și acesta va fi revăzut, atunci iarăși cetățenii noștri vor circula cu prețuri excesive la biletele de avion. Și în al treilea rând a fost menționat acordul privind liberalizarea regimului de vize. Iertată să-mi fie lipsa de modestie, dar acest acord probabil este una din cele mai mari realizări Partidului Liberal Democrat și anularea acestuia ar însemna de fapt să ne întoarcem înapoi în trecut. Noi avem un popor foarte muncitor și foarte descurcăreț, dar este inadmisibil ca să reînceapă din nou migrația ilegală, ca anumite cercuri dubioase să beneficieze de mii de euro de pe spatele unor cetățeni care vor ajunge iarăși în Uniunea Europeană prin tiruri, păduri și multe alte lucruri. De fapt, riscuri sunt mai multe, dar probabil cel mai mare risc este că Republica Moldova astăzi este pe cale să-și piardă credibilitatea. În anul 2009, atunci când partidele pro-europene, inclusiv și PLDM, au pornit această cale veridică către Uniunea Europeană, dar și au primit un feedback de la Bruxelles, atunci partenerii din Europa au discutat și anumite angajamente pe care și le-a asumat guvernarea de atunci. Și faptul că au fost respectate aceste angajamente, faptul că au fost respectate anumite solicitări, au dus la cele beneficii pe care le considerăm astăzi firești. Liberalizarea regimului de vize și multe alte lucruri. Astăzi noi suntem în situația în care, invers, guvernarea actuală nu ține cont de recomandările partenerilor europeni. Și să nu ne pomenim atunci ca în povestea aia cu lupul, că dacă vă mai striga o dată că vine lupul sau, eventual, putem spune alt exemplu, vine ursul, atunci riscăm să nu fim auziți de la Bruxelles. Mulțumesc mult, domnule Gomorar.
întrebam anterior despre Moldova încotro, după punctul de cotitură, pe interior, pe exterior, și dacă societatea, cetățeanul din Republica Moldova are pregătirea, interesul, capacitățile să influențeze în bine această mișcare. Partidul Democrat, de la bun început, a declarat și declară în continuare, referitor la parteneriatul strategic cu Uniunea Europeană, cu structurile europene, și aceasta se observă, trebuie să luăm în considerație că și faptul că acum un an și ceva moștenirea pe care a preluat-o Partidul Democrat nu era cea mai bună. Și atunci toate reformele despre care s-a vorbit și astăzi multe și uneori se spune că sunt reforme mimate, nu sunt mimate, fiindcă ele sunt prezentate și sunt destul de transparente. Această poziție, această politică promovată de Partidul Democrat va continua și începând din toamnă, fiindcă e așa cum continuă, dar spunem așa, perioada 1 august este un pic mai legeră. Lucrurile care sunt, noi am reușit din faptul că această problemă de reformare și de racordare tot ce ține de aspectele normative de diferite domenii în Republica Moldova la bunele practici, standardele Uniunii Europene, trebuie să înceapă în primul rând de la modificarea clasei politice. Și iarăși am spus încă o dată că nu noi am fost inițiatorii, nu suntem noi cei care au venit cu această idee. Este una idee mai veche. Și din toate sondajele care au fost prezentate, nu mă refer acum la poziția referitorul la schimbarea sistemului electoral, dar schimbarea clasei politice, neîncrederea în partidele politice, era poate cele mai observate momente care erau prezentate de sondajele, indiferent de cine comanda aceste sondaje. Pentru Republica Moldova, deci evident că noi încercăm să consolidăm societatea și aceasta se observă și referitor la o poziție destul de clară privind reintegrarea țării. Aceasta este și un moment prin care noi solicităm și dorim un dialog destul de activ și un dialog foarte clar și bazat pe respect și pe atingerea anumitor obiective importante pentru Republica Moldova cu structurile Uniunii Europene, deci este declarat un partener strategic, s-a cunoscut foarte bine și evident că culoarea în considerația interesului cetățeanului Republicii Moldova. Cetățeanul Republicii Moldova este o persoană care este destul de bine informată, cel puțin începând cu 2009 încoace, deși și anterior nu putem spune că nu a fost așa, dar este bine informată, care știe ce dorește și care considerăm că va aprecia la justa valoare atunci când va taxa partidele politice în cadrul alegerilor parlamentare. Da, mersi mult. Revenind la... Am să răspund și la întrebarea dumneavoastră, dar vreau să mă refer și la ajutorul pe care este în discuție acum. O să-l primească Republica Moldova sau să nu o să-l primească. Sigur că noi ne dorim să vină acest ajutor, pentru că suntem într-o situație economică foarte proastă, nu numai și politică, dar și economică. Dar în continuarea gândului expus de domnul Boțan, cel puțin propaganda națională, lăsăm pe ce arusească, da. Ați observat probabil cum am încercat să prezinte că, uite, domnule, opoziția s-a deplasat la Bruxelles, a dezinformat sau a informat incorrect factorii decizii acolo și a planat un pericol de a nu primi acest ajutor. Deci asta vorbește despre două lucruri. Ori opoziția are niște puteri supraomenești, nemaipomenite, în a influența astfel de organisme internaționale, sau propaganda guvernamentală disconsideră foarte obraznic capacitatea de a discerne a celor de la Comisia Europeană, Parlamentul Uniunii Europene. Acum, cu cine vom alege noi? Tot referitor la același subiect. Mi se spune că, domnule, acolo sunt 30 de condiționalități, mai mult tehnice, uite ce trebuie să facem și nu e nimic, nicio condiționalitate de ordin politic. Este un argument, dar totodată este și o tristă realizare. Deci noi, instrumentul ăsta de asistență a țărilor cum este Republica Moldova, proxime cu Uniunea Europeană, este aplicat și în cazul altor țări. Ei, noi am avut ghinionul să ajungem să facem așa o pseudo-performanță ca să determinăm Uniunea Europeană să vină și cu condiționalități de ordin politic, ceea ce nu este de laudă, dar este este foarte rău. Acum cum se va schimba țara? Reiterez, în sistemul nou, votat de majoritatea parlamentară, PD, PSRM și coaliții care mai sunt, va favoriza în primul rând partidele cu bani.
Asta să fie foarte clar. Va favoriza și cine au la noi bani, vedeți ultimele rapoarte ale partidelor prezentate la Comisia Electorală Centrală și pe lângă ceea ce au raportat ei, bună parte din astea sunt colectați ilegal. Va limita votul diaspore. Da, diaspora va fi într-adevăr afectată pentru că guvernarea s-a speriat la pe bune de votul masiv fără precedent din 2016. Și tot ce a încercat să fac guvernarea este să-i limiteze contribuția. Deputații devin mai vulnerabili, în special cei din circumscripții. Vedeți exemplu UTAG, unde PD-ul cu un singur deputat, adunare parlamentară, la scurt timp s-a ales cu o majoritate de invidiat și acest unic uns a PD-ului a și devenit președintele adunării parlamentare. Adunării populare, cum se numește ea. Plus resursa administrativă, cum am zis, un singur tur de alege și așa mai departe. Eu foarte mult sper că tot ce încearcă Partidul Democrat și coaliții săi, Partidul Socialiștilor, cetățenii înțeleg și noi vom depune și efort să mergem să explicăm lucrul ăsta. Că agenda lor este una falsă, bine, că sisteme electorale, că trebuie să muncim la sistemul electoral, sigur că trebuie să muncim și eu mă întreb unde sunt cele 6 adrese ale curții constituționale după validarea alegerilor prezidențiale. Dacă cumva au fost abordate, dacă cumva au fost se regăsesc în legislația electorală. Bine, dar nu s-a dorit lucrul ăsta, s-a dorit, cum am spus, perpetuarea la putere a doi parteneri, unul este PD-ul, care ne sperie cu tancurile rusești și cu tot felul de invazii. Doi este PSRM-ul, care îl ajută prin toate poziționările sale și toate criticile sale pe Vlad Plohotniuc să se mențină. Și tandemul ăsta, după cum vedeți, lucrează. Lucrează foarte bine mediatic. Noi vedem persoane non grata, vedem poziționări categorice pe vectorul de integrare. Pe de altă parte, când vorbim de judecători, lucrurile trec unse, da, domnul președinte ajunge să dea vina pe SIS, că SIS-ul nu dă suficientă informație ca să-i servească temei să nu semneze decrete de numire a judecătorilor, ambasadorii, întreprinderile de stat. Deci aici este un consens foarte vizibil și un parteneriat, dacă nu declarat, vizibil, dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Deci ne așteaptă o campanie fierbinte, dar eu sper că cetățenii vor da o apreciere pe măsură și îi vor taxa pe cei care le impun o agendă falsă până la urmă, pentru că, cum spuneam, cetățeanul are nevoie de bunăstare. Da. Mai puțin îl interesează când terminologia dreptului internațional, sancțiuni, sună așa, dar noi le interpretăm așa. Da, în lumea noastră, a muritorilor de rând, noi putem folosi anumite termeni fără a intra în dedesubturi. Mulțumesc mult. Domnul Boțan, antevorbitorii, de fapt, au fost foarte aproape de mesajul că cetățenii sunt informați și cetățenii sunt suficient de capabili să discearnă lucrurile. Așa este, de unde este așa, câte garanții ne oferă acest cetățean atât de pregătit că după acest colț, moment de cotitură, ne luăm undeva prin păcușaie. De... Domnul Vasilic, politicienii întotdeauna au măgulit alegătorii, i-au proslăvit, le-au ridicat capacitatea de înțelegere și discernământ și asta este un lucru normal. Iată, eu mă uit la sondajele pe care au fost realizate de companii credibile, cum este IMAS-ul, la comanda Partidului Democrat. Ultimul sondaj spune că, am să citesc de memorie, da? Pentru sistemul proporțional optau 40%, pentru cel uninominal 30% și pentru cel mixt 25%. Deci, alegătorului i-au băgat un sistem pe care și l-a dorit cel mai puțin, acestui alegător informat. Dacă el este cu adevărat informat, eu cred că el ar trebui să se răzbune. Pentru că altminte nu înțeleg logica asta. Pur și simplu nu înțeleg. De ce să-l măgulești pe alegător și să-i spun că, băi, ți-au băgat, uite în sondaj, ți-au băgat ceea ce ți-ai dorit tu cel mai puțin.
Asta e un lucru foarte important. În privința așteptărilor. Deci, dacă alegerile vor fi libere și corecte și Partidul Socialiștilor cumva se menține la nivelul de 40%, victoria absolută în alegeri trebuie să revină Partidului Socialiștilor. Eu nu cred că Partidul Democrat este atât de generos și face cadouri. Și asta mă face să cred că Partidul Democrat, așa cum au spus și alți colegi, va folosi tot arsenalul de care dispune. Mediatic, care nu corespunde, hai să spunem așa, standardelor europene și vedem în condiționalități, administrativ, despre care a vorbit domnul Grosu, convertirile astea la pachet, care pur și simplu arată atât de urât din perspectiva europeană, financiar, care absolut nu e clar de unde sunt banii ăștia și cu protecția datelor cu caracter personal. Și acum așteptarea mea este că ori Partidul Democrat generos îi face, i-a făcut un cadou Partidului Socialiștilor, care ne amenință, de aici vine și reacția Uniunii Europene, ori vom asista la o campanie în care Partidul Socialiștilor va plânge că ea este neliberă și necorectă. Deci și o soluție este stranie și alta și mai stranie. De aceea, din păcate, concluzia mea este că s-a greșit atunci când s-a promovat cu atâta insistență acest sistem mixt. Și mai am un regret atunci când se insistă și se aduc, deci li se impune oponenților politici să fie întotdeauna înțelegători, rectilinii. Deci dacă Partidul Liberal Democrat din 2008 promova sistemul mixt, trebuie până la moarte să-l promoveze. Deși în 2013 am văzut că Partidul Liberal l-a votat, după care a reconsiderat și s-a dezis de el. Eu aș trage o linie. Nu s-a dezis, domnul Bosare. Hai să vă spun până la urmă Crișez. Acum să ne uităm la Partidul Democrat. În 2010, la 16 septembrie, acest Partid Democrat, care acum este pro-european, a făcut partener strategic cu Edina Erasia. Dacă atitudinea lor față de alții ar raporta-o la sine, Partidul Democrat ar trebui să spună acum, noi și acum suntem cei mai buni prieteni ai Edina Erasia. Și eu cred că nu este adevărat. Și asta mă miră. De ce unora le impui și le bagi pe gât un comportament la care ei au renunțat, dar Sieș își permit să fie așa flexibili, labili. Când era important, erau cu Edina Erasia. Când s-a schimbat conjunctura, s-a schimbat. Deci, eu aș vrea ca politicienii totuși să-i, exact cum scrie în Biblie, să măsori cu aceeași măsură și oponentului tău. Asta mi-aș dori eu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Boțan. Ați avut ceva de spus, domnul Grescu? Bine, adică vă răspund la întrebare, aveam și ceva de spus, dar da, vă și întrebarea și domnul Boțan, în campania din 2014, în programul electoral la PLD, era sistemul mixt, nimeni nu l-a scos de acolo. Adică vreau să spuneți că s-a dezis. Când a fost dezicherea aceasta? Atunci când s-a făcut în Parlament comisia specială, pe 26 aprilie. A anulat o lege, dar nu înseamnă că s-a dezis de promovarea sistemului prin poziția sa politică. Deci sunt lucruri diferite. Nu. Dar dumneavoastră, ca legislator, știți că ultima, hai să spunem așa, opțiune, le anulează pe toate celelalte precedente. A fost votat, prima a fost anulat, dar menținut încă o dată ca și obiectiv politic, în programul politic al partidului, despre aceasta vorbim. Bun. Acum și domnul Bajoreanu spunea un pic, Partidul Liberal Democrat, pentru că am fost în această echipă și nu regret, cred că a fost ani foarte binecuvântat, dacă pot folosi un limbaj biblic, ani în care am putut face anumite lucruri bune pentru cetățenii Republicii Moldova. Dar personal regret, am spus-o o singură dată, că Partidul Liberal Democrat în 2015, în loc să asculte de parteneri externi și să intre la guvernare, a decis să meargă în opoziție. A ascultat mai mult de anumiți reprezentanți ai partidului, a ascultat inclusiv de liderul partidului, domnul Vlad Filat, care arată în cetățenie. Și dacă intream la guvernare, Partidul Democrat nu își extindea influența sa așa cum și-a extins-o astăzi. Asta e greșeala politică mai mare pe care astăzi o să cerem consecințe la tot ce s-a întâmplat la începutul 2016. Acum, legat de discuțiile, punctul de cotitură, da, de încotro merge. Eu cred că noi trebuie să punem punct pe discuții legate de sistemul electoral. Sistemul electoral a fost modificat. Punct.
Acum, toate argumentele că el e bun, că el e rău, deja țin de trecut. Până acum au avut loc aceste discuții. Acum ar trebui să ne concentrăm pe altceva. Cum acest sistem electoral modificat poate fi aplicat în așa mod încât cetățenii să aibă dreptul la liberă alegere. Asta e important. Pentru că, până la urmă, corectitudinea alegerilor nu ține atât de mult de sistem. Corectitudinea alegerilor ține, în general, de modul cum este aplicat acel sistem. Asta este important. Și înțeleg, sunt anumite îngrijorări, parțial, unele din ele le împărtășesc, exprimate de domnul Gros în particular. Aceste lucruri trebuie să le preocupe acum. Nu să, pentru că, din nou, domnul Gros are dreptate când spune cetățenii sunt preocupați mai mult de bunăstare, de calitatea vieții. Și aici ar trebui să ne concentrăm eforturile. Totodată vedem că discuțiile curând și continuă și după adoptarea sistemului electoral mixt. Acum ar trebui să ne concentrăm pe modul cum acest sistem ar trebui pus în aplicare, în așa fel încât toți concurenții electorali să aibă acces liber la populație, să vină cu mesaje, să-i convingă pe oameni că iau soluții pentru problemele cu care cetățenii se confruntă. Și în acest fel să venim la ei în ziua alegerilor, să acceptăm votul pe care ei vor exprima și să mergem mai departe. Viața va continua și după 2018. Ea nu s-a încheiat după schimbarea sistemului mixt, nu se va încheia după 2018. Noi vom continua, evident, vor fi unii care vor regreta, unii, ca să zic așa, unii poate vor regreta, alții se vor bucura, dar nu aceasta este important. Important încă o dată este că în condițiile în care astăzi ne aflăm, acest sistem electoral să fie aplicat cât mai corect posibil pentru toți concurenții electorali, să asigur libertate pentru toți cetățenii Republicii Moldova, să venim la ei cu aceste mesaje și apoi Dumnezeu se judece între noi și ei. Mulțumesc mult! Cred că a venit timpul să oferim posibilitatea colegilor din sală să pună întrebări, doar că pentru poate un minut. Nu aș vrea să scăpăm ocazia de a analiza situația prin prisma unor exemple similare din practica internațională. Să revenim la tema principală, relațiile Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare, într-un anumit context. Contextul, din punctul meu de vedere, este că această țară, țara noastră, nu a ținut cont în totalitate de niște recomandări, deci de niște așteptări. Are cineva exemple de modele cum s-a ieșit din această situație, ce au făcut țările respective, ce a făcut Uniunea Europeană sau partenerii lor de dezvoltare, pentru că suntem, spuneam, pe final și timp nu prea avem, pe scurt vă rog, eventual, domnul Gamurar, dacă aveți dumneavoastră ceva de spus în acest sens și ulterior oferim posibilitatea colegilor să pună întrebări. Eu de la bun început vreau să reafirm că noi am luat în considerație recomandările care au fost făcute de Comisia de la Veneția, noi le-am discutat, inclusiv au fost răspunsuri respective, au fost discutat și pe platforma parlamentară, inclusiv cu participarea reprezentanților societății civile. Răspunsurile care au fost date trebuie să luăm în considerație însăși faptul. Comisia de la Veneția a fost creată în 1990, în special pentru statele din Europa de Est și Europa Centrală, deci pentru statele post-socialiste, post-comuniste. Evident că din practica statelor occidentale nu putem să aducem asemenea exemple, fiindcă nici nu puteau să apară. Deci nu vine pentru statele cu democrații tradiționale, cu anumite, iarăși este clar că noi suntem la început de cale, dar nici nu puteau fi asemenea fapte. Deci asta este un drept suveran al statului, al poporului fiecărui stat, de a modifica, doar că cu luarea în considerație, evident că pentru a nu se delimita de anumite tradiții democratice care sunt bunele practici, tradițiile democratice care sunt în contextul respectiv. Deci vorbim despre OSCE, vorbim despre Comisia de Consiliul Europei, vorbim despre structurile Uniunii Europene în general. Dar am văzut foarte clar că pe data de atunci când a fost adoptat acel aviz consultativ pentru Republica Moldova, eu cunosc că vorbeam cu colegi de mei care se aflau în acea sală, care spuneau că cu regret uneori se transformau discursurile, avea impresia că ești în Parlamentul European, și am văzut foarte clar că a fost poziția față de Georgia, deci sunt noile state care trec pe anumite căi democratice, dar în contextul în care au avut loc toate dezbaterile, în care au avut loc o serie întreagă, deci peste 10 runde, dacă nu mă greșesc, inițiate de Parlamentul Republicii Moldova, deci să vorbim că nu a fost transparent este destul de greu. Și aici, iarăși, să luăm în considerație că toată stima și respectul sunt niște specialiști foarte buni în contextul care lucrează în cadrul Comisiei de la Veneția și atunci s-au expus nemijlocit pe aspectele juridice, aspectele tehnice în sens bun al cuvântului, nu tehnic, ceva de rău. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt exemple de modele de ieșire din situații,
Păi îl avem peste Prut. România la fel, prin comportamentul, zic așa, PSD-ului, mult timp a încercat fie să reducă la zero rolul DNA-ului, reforma în justiție, și cunoașteți și ne amintim că a fost o implicație foarte serioasă din partea partenerilor, în special partenerilor occidentali, care până la urmă a determinat executivul, a determinat partidele politice să accepte ca instituțiile să nu fie controlate și capturate de către partidele politice. Mulțumesc mult. Colegi, aveți întrebări? Vă rog să vă prezentați, Valer. Nu știu. Găuriți. Mă, spune. Raz. Да. Есть? Да. Здравствуйте, меня зовут Владимир Тхорик, я журналист «Райс Молдова». У меня господин, вопрос господину Гамарарю. Много говорится о том, что, что такое информированность граждан, да? И вы говорили о доверии к политическому классу. Я приведу пример. Если мы ориентируемся на Запад, в Эстонии, чтобы партия или чиновник ответил на запрос журналиста, необходимо полдня. Окей, в Германии немножко больше, неделя. Сколько времени в демократической партии отводится на ответ на запрос журналистов? Пример, просто если мы говорим об ответственности политиков, ну, необходимо, наверное, начинать с себя. На протяжении последних 4 месяцев я отправлял несколько запросов в демократическую партию. Ни одного ответа я не получил. Ответ принят, запрос принят, ответа не получил. То есть сколько времени нужно вам, чтобы ответить журналисту на запрос? Este o formulă ce limbă se răspunde? Da, indiferent. Indiferent. Eu am să vă duc exemplul meu. Deci, atunci, din momentul din 27 martie, când am devenit purtător de cuvânt, pe lângă serviciul pe care îl am, pot să vă aduc, pe exemplu, telefonul. Pe zi am de la 30 până la 40-50 de apeluri de partea jurnaliștilor, diferitor canale, televiziuni, și nu răspund doar atunci când sunt fie la ore, fie sunt într-o ședință, după care scriu mesaj. Deci, la fiecare dat, am avut intervenții referitor la anumite comentarii, chiar și în scris, le-am prezentat de fiecare dat. Faza că funcția respectivă de purtător de cuvânt, anume și a fost inițiată ca să comunicăm mai aproape cu jurnaliștii, nu ne-am ascuns niciodată, chiar indiferent de formula care a fost întrebările. Eu am fost cel care am participat la dezbateri și emisiuni, inclusiv cele care nici pe de aproape nu sunt prieteni cu Partidul Democrat. Dar am acceptat de fiecare dată și am spus că dorim continuarea aceasta să devină o regulă. Iar faptul că unii deputați nu răspund sau unii membri a Partidului Democrat nu răspund într-un termen restrâns, bun, este o situație care se va ia în considerație și probabil că vor fi și aici anumite modificări. Dar asta e oficial solicitare de informații în partid. Eu când primeam eu, inclusiv și pe mail, în paralel cu conducerea partidului, eu știam că fiindcă eu comunicam respectiv și după aia dădeam răspunsul în cauză și atunci asta era considerat ca și pe poziția partidului. Dar stabilit pentru răspuns? Nu, dar din practica mea, maxim o zi, dacă eram scris cât am dat răspunsurile, chiar că întrebări câte 3, 4, 5 întrebări. Deci nu a fost problemă. Eu o dădeam în dependență de posibilitățile și timp, deci asta doar, problemă de timp. Dar că dorința de dorință n-a fost niciodată. Deci maximum o săptămână, da? Nu există, minimum sau maxim. Reișim din situația creată. Noi așteptăm 4 luni. Nu, eu v-am spus că toate întrebările care au ajuns inclusiv și la mine, chiar și cazul de azi. Soluția să dubleze. Redirecționați la domnul. Eu dublez și la pies, pe de mie, și la PKMD, și la fiecare, dar... Iată chiar și emisiunea de astăzi este iarăși un exemplu că s-a coordonat și cu partidul și cu mine mijlocit și eu am coordonat și imediat într-o zi am dat răspunsul că... Confirm. Nu aveți 3 ore. Vă rog. Volodea. Îi pornic, cred. Bună. Eu nu consider așa. Eu consider că orice sistem electoral pune concurenții în condiții egale.
Acum, unii concurenți electorali, probabil că în situația în care ar trebui să aibă candidați pe circumscripții, asta îi creează o anumită dificultate dacă nu ai oameni pregătiți care ar candida pe acele circumscripții uninominale. Asta este singura explicație pe care eu o văd astăzi din partea partidului PAS, Partidul Liberal, Democrat, Platformei, da, de ce se opun schimbării sistemului electoral. Pentru că singurul element nou care apare este vor fi circumscripții uninominale. Aici bătălia probabil va fi un pic mai dură, e nevoie de coalizare sau e nevoie de o înțelegere, dacă vrem, și eu personal consider că ar fi înțelept, ca, iată ce spunea domnul Boțan, el parțial are dreptate, adică în îngrijorarea pe care a exprimat-o, dar dacă într-o circumscripție uninominală, pe noi ne interesează viitorul Republicii Moldova și partidele pro-europene fac o înțelegere și înaintează un singur candidat, nu are cum domnul Dodon să câștige în acea circumscripție. Și atunci astfel putem asigura victorie și în circumscripțiile uninominale. Asta este singura explicație pe care eu o am astăzi. Așa cum a explicat, eu nu cred că ele vor avea de suferit, având în vedere, cum spunea domnul Vasilică, unii vorbesc de anularea regimului liberalizat de vize, revizuirea acordului de asociere, sistarea finanțării. Eu nu cred că în acest sens vor fi sancțiuni sau vor fi urmări de acest gen. Faptul că e nevoie de mai multă comunicare, poziția unii europene a fost exprimată, este mai critică, dar eu cred că acest lucru poate fi depășit prin implementarea acelor reforme și acelei foi de parcurs pe care guvernarea și-a asumat-o. Dar ce sancționat? Eu cred că o anumită neîncredere, o anumită, să zic, poate dublă verificare a unor înțelegeri, a unor... Eu nu pot acum să enumer, eu înțeleg că schimbarea sistemului electoral, el are un anumit impact asupra acestor relații, dar eu nu dramatizez și nu consider că aceste relații, ele vor fi întrerupte sau se va ajunge la acele sancțiuni despre care vorbeam un pic mai sus. Eu nu consider că relațiile se vor înrăutăți, din contră, așa cum am spus, noi ținem să întreținem acest dialog cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, cu structurile specializate și atunci să fie mai mult dialog, inclusiv cu invitarea pe loc, ca să se vadă foarte clar care sunt rezultatele, care sunt reformele întreprinse. Deci asta ține de transparență. Deci tensiunile care sunt acum provizorii, sper că în cel mai apropiat timp vor dispărea. Cruși slovo transparență. Mulțumesc. O remarcă. Da, vă rog. Raționamentele domnului Ghilescu ar fi adevărate dacă existau două tururi de vot. Da? În primul tur, un candidat european se evidenția și posibil în turul 2, dar așa, fără mare probabilitate, poate ar merge varianta domnului Ghilescu. Domnul Dodon a insistat pe un singur tur și Partidul Democrat a acceptat. Dacă e adevărat și chiar crede așa domnul Ghilescu, trebuie să ne așteptăm că până la toamnă Partidul Democrat va modifica codul electoral pentru a introduce cel de-al doilea tur de scrutin și asta va fi o surpriză posibilă pentru domnul Dodon. Iată așa. Mulțumesc participanților, mulțumesc colegilor din presă, mulțumesc celor care ne-au urmărit în direct, vă așteptăm și la discuții, cel puțin asemănătoare cu aceasta. Mulțumesc mult! Noi mulțumim! Mulțumim. Mulțumim.